Salut, prieteni! Suntem la Lacrimi și Sfinți, restaurantul din centru vechi. Sperăm cât mai curând să avem mai mult parte de Sfinți decât de Lacrimi. O să continuăm aventura noastră culturală și culinară. Deși n-ar mai trebui să spun culinară, pentru că și mâncarea ține până la urmă tot de cultură. Astăzi o să fac reclamă la câteva produse care chiar m-au cucerit. Ia câtă! Comalac, unt de casă extra. Uitați ce culoare frumoasă are. Nemaipomenit. De mult n-am mâncat un unt atât de bun. Când eram mic, ne aducea cineva smântână la Slobozia și maica mea făcea unt, punea într-o sticlă de aia de lapte celebră, de sticlă așa, punea smântână cu puțin lapte fierbinte și o bătea și ieșea bucățele de-astea de unt galben. E un miracol. Aici există și cașcaval, la fel de gustos. De ce le fac reclamă? Pentru că nu au chestii de-astea în plus care se pun. Știți bine că există pe piață cașcaval care n-a văzut lapte. Făcut din mațe de pasăre, din tot soiul de nebunii, din... în fine. Un om încearcă să facă chestia asta în România. Unde? Lângă Alexandria. Vom continua. O să gătesc astăzi ceva și cu untul și cu cașcavalul. Există o poveste cu singurătatea alergătorului de cursă lungă. Din păcate, în lumea muzicii, așa, există foarte puțini alergători de cursă lungă. E un miracol. Mirabella Dauer. Ascunsă după sobă. După ce sobă. Frumos a spus. Păi da. Gândește că tu, care e la fel de tânără ca mine, puțin mai... Suntem tineri. Da. Nu, nu, nu. Nu contează. Eu știu. Caragiale spunea, bă, eu sunt vechi. Deci asta e diferența. Ca vinul. Suntem vinul vechi. E din ce în ce mai bun. E mai bun. Gata. Deci Mirabella Dauer a rezistat pe baricadele capitalismului. Mulți s-au prăbușit. Și unii foarte talentați. Dar fie n-au avut inteligența artistică să se deștepte la timp. Reconstruiască. Da. Și puțin s-au reconstruit. Știi? Da. Știi că e o vorbă... Mulți sunt talentați, foarte puțini sunt expresivi. Depinde de cine s-au agățat când s-au lansat. Pentru că, în general, te fac alții... singurătatea alergătorului de cursă... Aia este adevărat ce ai spus. Pentru că dacă singur ai dat din coate, ai muncit, te-ai dat cu capul de ziduri... Și n-ai avut cine să te e perfect. Scoată atunci de urechi, atunci ca pe iepure din pălărie. Cunoști toate intemperiile vremurilor bine, și vieții. Bine, eu știu ce spui, că uneori te agăți, dar și scaietele se agață de coada oie și nu devine celebru. Problema e că dacă tu ai puterea să reziști, că trebuie să reziști, pentru că mulți și echipe, bă, ce frumoasă sunt e călită. Lumea asta literară, lumea muzicii ușoare. E cum aceste brezle în care contează, adică funcționează invidia, răutatea și bunătatea uneori. Frustrările. Așa? Da. Cum? Frustrările. Care te lovește mai tare. Disperările și mai ales spaima de vârstă. Știi că aici... Femeile uite, care mie sunt... nu mi-e fric. Da, păi de-aia există. Eu sunt totdeauna tânără și neliniștită. Da, bravo. Și e o cifră. Da. Două cifre. Deci cele mai nefericite femei sunt alea care își numără ani, știi? Doamne, ferește, ce prostie e asta. Eu aveam o prietenă care, Luxița, era foarte frumoasă. Soția lui Romul Munteanu, care era profesor universitar, critic literar, în fine, istoric literar, director editurii Univers. Și Luxița, când a sărbătorit 39 de ani prima dată, a continuat și de fiecare dată, unii nu știau, era întrebată de unii care nu mai văd, câți ani ați împlinit? Când avea vreo 50? 39 de ani. Rămăsese la 39 de ani. Deci asta este o metodă. Noi suntem tineri, puțin mai șifonați, mai, în fine, împliniți, sufletește. Eu nu sunt șifonată, da, da. Nu sunt operată, da. Și fericită. Bagă rețeta, repede.
să o dăm în farmacie. Da, nicio treabă. Bravo. Uite, hai să spun puțin vin așa, să știu că nu bei, dar măcar să-ți umezești. Știi că dacă îmi dai și vede telespectatorul, nu, nu crede că eu beau. Nu crede că nu bei. Nu. Poate și asta, bine, în general... În primul rând, mie nu-mi place decât un singur vin. Care? Rosé. Mamă, ce fler am avut. Da. În al doilea, ce vin e? Ăsta este din... Avem voie să spunem? Avem voie. Păi, stai băi, că nu spunem cuvinte de-astea interzise. Nu. Păi să faci reclamă, sau... da, după aia mă chem la casă. Nu, să plătesc. Aici se bea numai vinul meu. Ăsta e făcut dintr-un Pinot Noir. Nu, dar dacă spui deci... Pinot Noir sau Cabernet, ce importanță ar avea? Eu am un prieten supără... foarte bun, care e Cabernetul. De la Baia. Care? Care e la Baia. La Baia? Lângă Turcia. Nu la Baia Comunală aici. Nu la Baia Comunală, Gigi, și care Cluj? Mi-a aduce cel mai minunat lângă Tulcea. Uh-huh. E cel mai unde bun lângă? Vin. Tulcea. Tulcea, aha, vin de-asta da. Dobrogean, poate să fie... Da. Știi cine bea? Numai Pațachin. Al lui, Pagaia la el și la mine Ataman. Ar fi bine să bea Pațachin și acum, dar trebuie să-i bea, bea, bea. Un furtun. Bea, bea, bea. Cred că bea în continuare. Bea, bea. Bea frumos. Bea. Să-ți închipui că Pațachin... El e fericit. E fericit. El a avut... Era un om foarte bun, Pațachin. Deci avea un suflet nemaipomenit că... bine, a avut glorie de tânăr, a avut statuie, se ceare și acum, în timpul vieții, să-ți facă cineva o statuie în fața clubului Dinamo, e o chestie. Eu nu știu dacă el era fericit că i s-a făcut statuie. Era atât de modest. Era modest, și da. Și atât de minunat ca persoană. Da, nu recunosc. Cred că era fericit cu statuia. Mulțumesc! Nu, e bine că, nu, că dacă era încrezut... Bine că l-au recunoscut. Da, în timpul vieții, da, da. Lui. Și că după aia... Noroc! Degeaba sunt la mulți ani. Bine, la mulți ani. Fii atentă. Cum îl cheamă pe vinul ăsta? Rosé de Pinot Noir. Vinul Ludinescu, că eu păi, deci e la vinul cetate. Ludinescu. Gigi, vinul, da. Bagă la cap. Poezie, poezie, vinul Ludinescu. Poezie, poezie. Poezie pe sticlă, că eu le... E demisec sau sec? Vezi ăsta știu. Este mai sec, să știi. Ah, tu voiai demi? Demisec. Ah, ce rău, îmi pare că beau. Trebuie să mănânc ceva. E bun, e bun. Dar trebuie să mănânc ceva. Să fac ceva. Ceva cărnăraie, ceva. Cărnăraie. Cred că cineva a făcut mișto de mine... Că vezi că Mirabela Dauer mănâncă numai plante. Cred că persoana respectivă venit... te urâște și a zice să-l blesteme da, Mirabela. Nu, dar stai că am rezerv. După aia mi-a zis sora mea că a auzit pe cine. Deci asta este un soi de spanac, dar nu-i spanacul ăla clasic, un spanac special cu sămânță luată. Nu-i ciun baby, e vorba de soi, că baby înseamnă că e la mic așa. Pe ce și niște fasole de toamnă, că fasole acum a apărut asta galbenă. Le-am oporit înainte să nu pierdem vremea și am zis să-ți fac cu papardele, papardele. Am făcut o pasiune pentru papardele, sper să mă caută producătorii, așa. Sunt... paste. Sunt niște paste făcute, vezi că au o structură foarte interesantă, cu griși de grâu. Înțelegi? Fiți. E foarte tare. Sunt, se pretează la toate combinațiile. Aici am pus apă, sare și puțin ulei. Așa. Papardele. Bang, papardele. Ce nume. Sună, nume, băi, așa nume zic... predestinat. Hai, da să merge, merge în România. Păi merge numai în România. Papardele, știi, e, pare că e la mișto. Se potrivește. Nu, să zice, a babardi. Știi? A babardele. Păi da, dacă mănânci că... Se potrivește românilor... Despre paste se spune că au această calitate că pot aduce nu, fericirea, nu? Nu și ei, nu râde. Nu, doamne. Nu râde, că n-ai eu am venit de... la emisiunea asta să plâng. Eu am venit să, să mănânc numai și să râd. Numai dacă nu fac multe așa. Că fiindcă tu... După ce am făcut asta, că zic, bă, să aduc ceva fin așa. Acest panac mi-l face o doamnă de la care iau eu măcrișul, nu știu ce, nu există decât la cucoana asta de la Poiana Mare. Ea și construiește, ea crește. Eu nu spanac? Cumpăr decât la... Eu, când merg la piață, unde văd maldere de chestii, eu le ocolesc. Unde văd chestiile micuțe, o băbuță care are o movilă mică de spanac, puțină fasole, pentru mine piața e pentru miraj. Pentru că românii, da, păi și eu mă... O ador piața. Da, e o terapie. Eu chiar dacă nu cumpăr nimica... Culorile în orice oraș am fost în lume, din păcate în ultimii ani n-am prea mai călătorit, primul lucru, ce vreți să vedeți, ce muzeu, nu?
piața orașului. Da. Îți dai seama frustrații ce ar fi zis? Ia uite Mircea Dinescu. În loc să ducă la o bibliotecă. La Prado, la muzeul în Spania, m-am dus în piața aia. S-a dus și piața. Era un festival de poezie și am fugit de la festival și m-am dus în piață. Groaznic. Și fii atent. Oribil. Și în piața aia erau maldere de creveți, dar unii erau albăstrui, unii roșii, nu știu. Și acolo era și un... un tip care avea un grătar așa de tablă cu sare. Cumpărai de la ăla, o mână de creveți, îi dădeai lui ăla un euro și ți-i făcea pe loc acolo în piață. Ce bun, am apă în gură. Ca și în Grecia, știi că în Grecia te duci, dacă mănânci la restaurantele, ai cacaristul ăsta pentru turiști, o mizerie. Dacă mergi în piață unde fac ei ciorba aia din oasele alea de vacă și pun și ciorbă, că au și ei ciorba de burtă, știi? Care o fac pentru ei. Acolo trebuie să mănânci, știi? Și nu avem ciorba de burtă. Există la noi, la mare, între Eforie Nord și Eforie Sud, o pescărie, un restaurant pescăresc, care eu l-ador și unde mănânc în fiecare vară, chiar și toamna am fost. Am dat o fugă acolo și este ciorbă de zim. De oșoare, de-astea? Sau de oșoare. De pește? Da. Dar ciorba se cheamă, are un nume o să știu, care seamănă cu ciorba de burtă. Da, știu, mie nu-mi place, fiindcă e cu zer. E cu zer făcută. E. Cum se cheamă, mă, băieți? Bravo! Ce? Storceag! Storceag! Storceag, bravo! Da, storceagul ăla. Deci există un intelectual între noi. Da. Deci storceagul ăla, dacă e făcut la meserie, dar trebuie făcut la... Făcut la meserie, multe pentru că acest restaurant, ei sunt pescari. Da, da. Și patroni. Fac pentru ei. Nu pentru ei, pentru au descoperit lume. Chestia asta, storceag, nu toată lumea se duce. Există mitul storceagul, dar încă... Am mâncat multe storceaguri nasoare. Eu n-am mâncat multe, m-am mâncat mai acolo prima oară. Știu, da. Am și știut, n-am știut. Asta seamănă fasolea asta cu, hai să vorbim în limbi străine, pentru că ăștia așa fac acum, carciofii. Carciofii, da, e atât de fină, da. Seamănă cu carciofii, cu anghinarea, adică. Cu anghinarea, fiindcă e atât de... Pentru că eu mănânc un borcan de anghinare pe zi. Aceste plante, noi nu știm de fapt. Și sunt multe plante de-astea care, deși par că au o rădăcine și extrag acele substanțe, nu știu, și sunt... Să mai combină între ele, în fine, bun. Alea nu... Cât fierb? Cum? Cât fierb acolo? Nu, îți plac al dente? Al dente. Al dente. Bine. Sunt aproape gata. Fii atentă. O să fac cu două feluri de... Îți fac o dată cu puțină fasolă, dar... Și până îți fac, pentru că venind aici, zic că ea mănâncă... Și spune zona, nu, ce, mi-a povestit cineva că a fost la mare și am întrebat, dar chifteluțe nu am dat. Eu care sunt mare specialist în chiftele. Deci mie de-aia mi-am dat chiftele. Da? Îți dau. Salată de băf. Băf, da. Dacă știam, veneam cu la cetate, eu fac. Acum ai... Dar e frig acum. Păi e frig să mănâncă când e frig. Eu, salată, băf, chiftie de curcan. Nu, nu, nu. Medaia de porc. De porc. Da. Vino la cetate. Să mai prind și un de la așa. Sau un șorici. Sau o slăninuță. De ce n-ai venit? Îmi pare rău. Mă, uite, mă jur, ți-aduceam și slăninuță. Eu că acolo la cetate... Acolo e deschis numai... acum? Da, e deschis și iarna. Bine așa. Deci, eu tai la o săptămână, două, un purcel. Și tai purcel de aia de 100 de chile. Și șoriciul se topește în gură. Dacă e porcul, nu e bătrân. Înțelegi? Și de la frage, de așa și pârlit. Că îl pârlesc cu paie. Și uneori e crocant. Fraților, vedeți cum mă duc să mănânc și acest domn. Tinere, îmi dă iarbă să mănânc. Ia chestia asta și scurci. Vorbește de slănină. Slănină, da. Da, și îmi dă paie. Uitați-vă ce îmi dă să... Fii atent ce-ți fac aici. Deci, o să fac un sos întâi de fasole de-asta. Doar o trag puțin în tigaie cu puțin usturoi. Dă-mi un cuțit, îl am, așa. Și capere? Și capere pun, da. Eu sunt înnebunit după capere. Pe vremea comunismului, o singură dată m-am dus la un restaurant întâmplător și comandasem niște șalău. Găsisem șalău întâmplător. Ce bun. Da, și văd niște capere. Bobițe verzi. De habar n-aveam, eram țăran total. Țăran, nu existau capere în România comunistă. Nu știu de unde ăla... Era un pasionat, probabil, de bucătărie și făcuse șalăul cu capere, știi? Da, ce bun. Și l-am întrebat,
Păi, domne, ce sunt menuie. Menuie, da. Cu capere de alea presărate deasupra. Nu adică, rău. A? Nu rău, da. E, caperele eu le pun la friptură, le pun la absolut. O să pun așa, fii atentă, niște puțin ulei. Nu pun ceapă. Pun numai puține roșii. Poate să ieși cu ceapă, ce? Ești amatoare? Da, nu mai, mai mult, da. Mai mult de ceapă decât de usturoi, da. La asta, asta îmi face puțin rău, nu da, tot o să timpul. Pun puțin dar ceapa bine. Este foarte... Ceapa este regina, da. Eu tot spun că mulți se feresc. Băi, eu mănânc ceapă ca mărul. Și eu la fel. S-ar putea asta să fie secretul nostru. Eu mănânc, când mănânc ceapă, eu o iau așa. Măr. Și cum o fac? Măr! Dă-mi un pic. Moronțe-i. Nu pot să în fața telespectatorilor să fac... Dau puțin cașcaval de la prietenul nostru. Dar nu vreau cașcaval, vreau puțină sare. Sare, uite aici. Asta vreau, puțină ceapă, mor după ceapă. Ceapa e miraculoasă. Mm. Există un sat într-un... în Azerbaijan, în care e o nebunie acolo. Fiecare locuitor al satului mănâncă 3 kg de ceapă pe zi, fii atent. Și toți sunt trecuți de 90 de ani. Uite, mă închin, eu am citit asta... într-o revistă rusească, Aganioc. Curiozități ale lumii. Ei bine, ăștia, ceapa este miraculoasă. Mulți se sperie, au uleiul la stomac. Păi omoară toate bacteriile. Toate bacteriile nasoale ceapa. Este, este super. Deci îți fac fasolea cu, cu ceapă. O să pun la, a, la puțin, foarte puțin usturoi. Bun, bun. Băi, incredibil, am descoperit pasiuni comune, știi? Poate treia să spunem, zice, eu joc golf și eu spuneam, și eu joc golf. Dimineața mă duc, mă întâlnesc cu milionare și joc golf. Nu, domnule, uite, avem o pasiune comună. Ceapa, băi, fiindcă în toate cărțile de bucate, fii atent, eu am făcut această descoperire științifică, zice... Faceți chiftele, puneți o ceapă și nu știu. Și eu am descoperit că de la bunicul meu am învățat să gătesc 5 cepe, nu una trebuie pusă, ca să iasă chifteaua. Și pufoasă. Așa, acum pun roșiile. Am zis că pun și puține capere, da? Așa, și ce pun așa aici? N-am mâncat până acum cu capere. Păi da, mă, capera este... Încă o dată, el este un muguraș, crește în, în America Latină, în Italia, în Spania. Noi nu prea avem capere, cred că nu s-a interesat nimeni, eu cred că o să crească și aici. E un boschet care face acești muguraș, sunt culeși și băgați în oțet sau în sare. Numai ca un parfum, bine, în primul cu pește, pește fără capere nu prea are. Acum, pun o mână de fasole de asta. Galbenă, de toamnă. Fasolea de toamnă, dar nu bătrână, știi? Că trebuie, trebuie să n-ai bațe, știi? Când o rupe așa să fie de obicei oață de aia. Și nasol, știi de ce e nasol? Că eu am pățit-o. Și lasă, au impresia aia că sunt fire de păr. Dar ai scos sau nu a avut de loc? Ai scos ațele sau nu a avut de loc? Nu, n-a avut. Cum? N-are ațe, nu. Fii atentă. Am pus aici așa, puțin zahăr, pun, știi? Da, zahăr. Puțin, uite. Da. Deci, la orice mâncare, zahărul se caramelizează discret, așa, și dă un gust bun, știi? Nu exagerat, dar trebuie. E, acum eu îți spun... În termeni muzicale, astăzi este o prima audiție. Pentru mine. Ne jucăm cu papardele pe câmpii, hai să le adunăm copii. O, ce frumoase! Le prăjim și pe ele puțin în asta, știi? E o finețe, știi? Eu, am început să fac chestii italienești, că italienii... Și asta este o chestie ca un antree, nu? Un antree... Nu, nu da, numai, nu numai antree. Lângă niște chifteluțe, nu? Așa, păi stai, am înțeles, nu? Îți fac, că am auzit că ești dependentă de chifteluțe. Nu sunt dependentă de chifteluțe, sunt dependență de carne. De carne, da. E bună carnea să folosești însă și ceva pe lângă ea. Asta, da. Ăla este acolo, o garnitură. Da, e o garnitură foarte bună. Poți să mănânci, să te spargi
spun aici, am aici cimbru, busuioc, piper, cardamon, în fine, tot felul de lucruri de-astea plăcut mirositoare. Deci am făcut... Garnitura de tren. Facem următoarea garnitură, îți fac două feluri de asta și, până, îți fac și chiptelele. Acum facem cu... Știi, ca să se continue coșmarul. Știi? Asta e o chestie clară, bă, dacă tu nu o să devii dependentă de chestia asta... E o chestie sadică, adică îmi face toate legumele și la final, când o să fiu sătulă... Păi la desert, fii atent, îți dau la desert chiftele. Deci am această... A fost opărită și fasolea pe care am lăsat-o mai întreagă. Așa. Asta o tai puțin, da? Deci este un... spanac special, nu mai știu, deci nu e în românesc, e asta, această doamnă, puțin mai tânără, eu zic băbuță, dar e mai tânără ca mine cu vreo 5 ani. Așa zic și eu când văd o doamnă pe stradă, ia uite baba aia ce face și când vreo e mai mult mai tânără ca mine. Da, și pățesc și eu chestia asta. O glumă, glumim. În viață, dacă nu glumești, n-ai nicio... Așa. Deci punem ăsta, să-l tragem puțin în tigaie, gata, opărit. Da? O să pun foarte puțin, că ai zis că nu ești nebunită, puțin usturoi, dă un gust. Nu, poți să pui. Bun. Nu, nu mănânc deci mult, de obicei nu mănânc usturoi. Da. Îmi place foarte tare usturoiul, foarte tare. Îl înăbușim, că el își pierde din tărie dacă îl înăbușești, nu-l arde. Usturoiul nu trebuie niciodată arde, ce? Pentru că când se arde să... Învățați, doamnelor și domnilor, chestii simple. Papardelele astea, nu spun de unde le-am luat, sper să mă caute ăștia care le produc. Costă 4 lei o de-asta. Cu 4 lei s-ar tu trăiești, pe bune. Și cu ce? Cu o mână de fasole, cu o mână cu 2 cepe, da? 3 cepe, 2 căței de usturoi, mirodenile foarte importante, da? Aici pun și puțin vin, dacă nu te superi, da? Pun puțin vin. Mai pun și o lingură din dulceața mea de ardeiuți. Mănânciute? Nu. Asta nu, e ca dulceața de zmeură. Vrei să o gust? Cu gust, să pune pe limbă. Mai ales că e roșie, nu? Nu, dar nu usturel, ia. Păi bună. Am zis eu că... Nu ai zis că... Nu, n-ai dreptate. Sunt niște ardei foarte mișto pe care eu iau de la Calafat. Tot de la... Iau o gură de apă, de vin, da. Ha! Hai mă, că nu e, dă-o-mi. Înseamnă chiar nu mănânc. Eu mănânc, apropo de trăit mult, eu mănânc eu în fiecare zi cam mult. 10 ardeiuți. Ha! Pe cuvânt de onoare. Deci v-am învățat și pe tine, dar tu degeaba, că nu vrei să înveți. Nu vreau să înveți. Tot la care te-o cată tragi. Chestia asta păcălești și copiii, pentru mamele care au copii. Deci dintr-un pachetel de la... faci două chestii cu... Se poate face și cu carne tocată. Vrei să-ți fac papardele cu carne tocată în loc de chiftele? Nu. Începe să... Nu vreau să... Un meniu bun. E... Tot ce e cu carne e perfect. Nu, dar vrei să-ți fac cu papardele sau chiftele? Chiftele, bine. Că papardele sunt plină de papardele, da. Acum. Această bucătărie italienească ieftină și bucătărie pentru săraci a devenit celebră în lume, știi? Pentru și că este... bucătăria italienească este pentru săraci? E pentru săraci, da. Deci marea bucătărie italienească, ce mâncau ăștia la Vatican, s-a transferat când regele Franței s-a căsătorit cu nepoata papei pe la 1700, nu știu ce. În Franța se mânca mizerabil. Se mânca simplu, cum se mâncau și în țările române. O halcă de carne la, înțelegi, și cu o bărdacă de vin așa. Și a venit asta care voia finețuri așa. Și a luat 100 de bucătari de la... Frații, de la... E genial asta. Hă? Pentru o mâncătoare de carne am auzit și eu. Păi nu, eu sunt genial, îmi pare rău. Bineînțeles, pe cine eu am inventat-o.
Eu am genială da, e! Da, da, da. Păi are, e parfumată, este... Înțelegi? Nu știu ce asta mai fiartă așa. Bună, și aia e bună, nu? Fii atentă. Și asta? Da. Bun, hai că trec la partea... La desert. Cea mai interesantă. Desertul. Este un final glorios. Da, da. Dăm pe răzătoare puțină ceapă, adică puțin. Am băgat două acolo, mai bag una. N-avem carne multă. Chestia este că avantajul ăsta datului până răzătoare constă în faptul că este zeama aia pe care n-o bagi în chiftele, știi? Care spune lumea că aia ar face rău. Da, fiindcă are iuțeala aia mare și nu știu ce, îi dispare dacă o storci, da? Cred că ajunge. Așa, dau și doi cățeluși de ăștia care nu latră de usturoi. Trebuie puțin usturoi la... La chiftea, da? Dă-te mai încolo și mai bea un par de vin. Așa. Bun. Deci am ras ceapa și usturoiul. Acum stoarcem, fii atentă. Avem carne așa de porc grasă și am pus și puțin capă de la de muș de vițel. O turnăm aici, da? Punem puțină sare, puțin zahăr. Să pune puțin zahăr la chiftele, obligatoriu. Raluca, și ține minte. Mine. Nu mult, dar dulcește acolo. Deci nu spun, nu pun nu, dulceasă nu, de ardei. Nu, te rog frumos. Pun însă o lingură mică de smântână, da? Îi dă o candoare. Așa. Punem ceapa aia și usturoiul și uite, aici rămâne, vezi? Apa. Rămâne apa. Zeama. Rămâne zeama. Zama. Zama. Eu pun de obicei o toc ceapa cu carne, tot, cu tot, mie îmi place și îmi place mai picant, așa, da? Așa. Bun, pâine muiată în lapte, asta o face mult mai... Multă lume nu pune, nu mai păi pune nu, dar pâine. Mănânc niște ghiulele de carne, păi da, să pune pâine muiată în lapte, ca în toate bucătăriile adevărate, și franceze, și belgiană, și... Că belgenii zic că ei au inventat mâncarea franceză. E bine, ca și franceză. Dar nu e adevărat, da, să și... dau mari toți. Da. Pun asta, că le face pufoasă și ăsta e rolul. Și ce înseamnă? Două felioare de pâine, poți să mănânci chifteaua cu mâna, să nu mai mănânci cu pâine chifteaua. Eu nu mănânc, mănânc așa cu... Bun. Astea sunt semințe. Exact. Nu pot să... Bun, deci am făcut așa. În mod normal, fii atent, să adaugă ou, dar eu nu mai pun ou. Mie îmi plac chiftelele fără ou. Ouul le întărește puțin, știi? Nu le asta leagă? Le leagă, dar le întărește în același timp. Dar aici se leagă toată povestea datorită pâinii, știi? Aha. Și atunci vii așa și o faci pac, 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 da? O gust puțin. Nu e multă pâine? Nu e multă pâine, deloc. Bună, nu te speria. Mai pun niște... asta e, ți-am spus, e busuioc. Coriandru, nu știu ce. Așa. Tine, pune tiga aia la foc, da? În mod normal, în tigaie se pune untură de porc. Eu la cetate gătesc un ulei mai sănătoasă decât uleiul și folosesc la salate numai ulei presat la rece din coriandru gust. Mmm. Poate ea mai trebuie puțină sare, nu te deranjează, nu? Nu. Așa. Mai adaug puține mirodenii. Trebuie să fie parfumate, știi? Dacă nu sunt parfumate chiftele, n-au niciun Dumnezeu. Dai cu ele așa, de pământ. De fapt, ele și-au aer, știi? De-aia sunt bune. E ca un aluat, știi? De vine. Înțelegi? Deci își iau aia, gustă și mai spune ce îi lipsește. Mai vrei usturoi? Mai vrei? Nu mai trebuie nimic. Mic. Decât puțină sare, făină. Sare, nimic. Da. Așa. Am pus tigaia, vrei mai micuțe, mai mari?
Câteodată mai bune astea mai mari. Vrei mai micuțe, mai mari? Nu, multe. Multe. Cum zicea Fănuși Neagu. Dacă sunt mari, mi se pare că se termină Neagu, repede. Da. Zice, Fănuși Neagu zice, vinul bun este alb, sec, cât de mult și dacă se poate gratis. Așa. Nu prea e bun. Ai gustat mie? Băi, eu am fost încântat, pe bune. În pauza am mâncat și are și o prietenă, are un bodyguard, o femeie. Nu e bodyguard, doamnă. Este producătoarea mea. Producătoarea ta, n-am știut așa. Și zice, vină încoace să vezi. Mănâncă papardele. E o nebunie. Da. Alea sunt o nebunie. Alea cu fasole. Amândouă. Amândouă, da. Fasole eu n-am văzut până acum. Pă bune, poate că se fac și n-am știut eu. Dar în orice caz nu se fac cum le fac eu. Și cu fasolea asta, e un domn care produce la Calafat fasole. Am luat ieri 50 de kilograme, o opăresc cum e asta și o bag la borcane, știi? Și la iarnă, la gura sobei, cu țuică fiartă, pe malul Dunării, știi că eu iarna mănânc dar și cetatea, musafirii mei. Cât e de aproape de Dunăre? Este cetatea la un metru de apă. Se poate mânca, spun masă, la un metru de apă. Wow. Deci cetatea e un port. Nu este că mulți zic că, bă, Dinescu a luat un conac. Nu e deloc conac. Era sediul unui port de la 1800, înțelegi, unde veneau țăranii cu grâu și ăștia îl duceau la Viena să făcea, era și făină acolo, Barbu Dugă, o mare moșieră, așa. Nu, veneau și cu căruțele cu grâu, îl deșertau acolo în sat. La 1880, la 1900, erau în sat acolo 20 de cârciumi, 8 ateliere de cizmărie și 8... Trebuie să mănânc, că e prea fierbinte. O iau puțin de pe foc, să nu... Știi, o iau de pe foc și... După 4-5 s-a desfințat că trebuia să dăm grâu pradă de război pentru ruși, că le luasem și noi tramvaile de la madame, soția lui Antonescu și a trebuit să le dăm compensații de război. Și s-a închis și acolo a venit grăniciere, că e aproape de... e între Bulgaria și Serbia, știi? Și au stat până în 90. În 90 s-au mutat grănicerii în cetate, în sat și i-au dat primăriei acea casă. Care, cum s-a întâmplat în toată România, a venit bomba de la Hiroshima, țevile CAP-urilor, castele, una a fost devalizată. S-a furat tot, de pentru acoperișul era de aramă, pentru nu știu ce, și au rămas niște ruine. Și primăria a scos-o să mai... Să mai cap? Una. Îți ajung 3, 6, 7, 8, 9, 10. Încă una, ca să fie cu... Da. Așa, bun. Bine, mănâncă toate, le dăm și la băieți. Da. Mă rog, dar nu am mult să nu mult se ulei. Știi că nu trebuie pus foarte mult ulei, că altfel ele fierb și nu se prăjesc. Foarte așa. Bun. Hă? Stai să vezi ce gustoase sunt prăjite. Dacă e... Ce-am făcut, mamă, aici? Mă, o chiftele. A spus că trebuie și slănină la por și aia, dar câte ceva? O ceapă. Nu v-am spus să pune 10 și gustă. Mă, dacă nu e bun crud, n-are cum n-are să, cum să fie bun prăjit. Prăjită. E o filozofie a lui pește. Nu sunt eu gospodina lui pește, dar așa lucruri elementare le știu. Da. Deci, mă dau mare cu chifteaua trebuie tot timpul mișcată. Știi de ce? Dacă stă pe loc, rămâne o pată arsă acolo. Știi că se concentrează arsura pe un an. Mai venim pe aici. Mai vin, o, te rog. Aici se fac la lacrimi și sfinți, se fac chifteluțe. Dar sper să respecte. Am o prietenă, una din cele mai bune prietene ale mele, vecina mea, că bărbatul se ocupă cu vinul și ea e cea mai mare gospodină care am văzut-o pe planeta asta. Pe bune? Da. Sunt cunoștință cu ea. Da, îți fac. Să poate are că rețete vin... mișto, știi? Este nebună. Da? Câți anișori are? Are 40. O, tinerică. E prospătură. Prospătură, așa, și pentru noi. Este... Da. E profesor de engleză, e cu totul altceva. Ai, și intelectuală. Este foarte intelectuală și foarte erudită. Dar este cea mai mare gospodină care am întâlnit-o pe planeta asta. Frați, ce faceți? Ce credeți voi că m-a pus ea să fac
într-o zi. Când a, nu, astăzi când am plecat de acasă. Spagatul. Era la serviciu, m-a sunat. Nu știe că nu-l fac. M-a sunat să-mi spună, filmează-mi și mie acolo. Păi să văd eu vadă... tot. Zice, du-te și în bucătărie să vedem ce ustensile are și ce duminică, face. Duminică, la ora... la ora... două. Ea zice, poate o să vadă da... chiftelele astea. Să-i trimit două chiftele la pachetă. Îi, dă, îi duci? Dar cum să nu-i duc? Da, este bune. Nebunită. E nebunită. Și când a... cred că ea după mine, că eu e de frumoasă, multă... e frumoasă? E frumoasă, deșteaptă deci, și minunată. Mamă, dar și soția ei e frumos. Da? E, așa că degeaba. Nu, dacă eram fără homosexual, că nu poate îl invitam pe soție. Și el e frumos. Da, da. Bun, s-au potrivit. Au o familie foarte frumoasă. A, iar ea este cea mai mare gospodină și nu face numai ce dansează mâncare. Tigaia, să vezi dulciuri. E bine că dansează. Uh-huh. Dulciuri eu nu fac, că dacă mai mănânc și dulciuri m-aș face... Eu cred că dacă ea îți face un chec sau îți face un cozonac acum că tot vine iarna, promit că să-ți facă. Uh-huh. N-ai mâncat de în când viața când ta. Se mai ia tigaia de pe foc, știi? Să nu se... ardă prea tare. Abia aștept să-i duci fel. Îți plac mai tărișoare, așa, nu mai prăjite? Nu contează, bune. Trebuie prăjite, pentru că le-am făcut puțin cam mari. Nu-s mari, adică așa făcea. Maica mea făcea chiftele, mai nu făceau chifteluțe. Am o prietenă, Monica, la Galicia, care face niște sărmăluțe. Uite cât de ce zic. Bine, geniale, că știe să facă, știi? Dar... într-o zi facem... îi facem o surpriză. Îi facem la o surpriză. Și venim aici, dar trebuie să fii. Gata. Ca eu sunt mai mult la cetate acolo, gătesc. Ei, nu mai mergem până la cetate. Ca... e, nu mergem. Mergeți. Merge, dar e când o da vara. De moda asta, să pun... ca să ne bucurăm. De aer, hai de soare. Peste... ba pun peste ceapă asta. Pun peste ceapă, să mă bată domnul. Că n-are cum să iei. Ai văzut că merge fără ou? Deci dacă pui pâine, eu nu am, făceam chiftele cu ou, că așa era și maică mea le făcea acum. Toată lumea făcea așa. Dar am descoperit că sunt mai bune fără, știi? Eu nu fac economic, că ou ieftin în țara noastră. Așa, acum mai pun deasupra puțină mirodenie, așa, să fie mireazma încă așa. Și vreau să auzi țipătul de plăcere pe care o să-l rostești, deși sunt fierbinți. O să urlu de, de arsură. Nu vreau să... muștar avem. Merge, chifteau cu muștar. Chifteau se mănâncă, ca și mititelul, fii atent, se mănâncă cu mâna. Multă lume zice, n-ai cum să tai chifteau cu cuțitul, mă. Nu, eu nu mănânc decât cu mâna, dar nu este problema. Mi-e frică că mă frig. Parfum. Frige, frate. Eu pasam, amică. Frige. Mamă, ți-am zis că e sadic? Îl moaie puțin în aia. De sadis. Nu, suflă în ea puțin. Îl moaie în... da. S-o stric cu muștarul? Nu o stric eu cu muștarul. Cu poșenia ei, știi? Ha. Bună rău. Nu mai ieși în... că tot zi muștarul... Nu. Nu vrei, nu vrei să strigi gustul. Mm-mm. Interesant de-a. Vai că te-i de bună. Fraților! Da, frăgezică. Secretul l-ați văzut, nu pare eu că l-am divulgat. Ceapa, pâinea muiată în lapte. Când eram tânăr, era un mare critic literar, Lucian Raicu. Cea mai bună chiftea care a mâncat... Raluca, nu te supăra pe mine. O să-ți aduc să prieten, vezi. Prieten, ai 3 chiftele ai trimit. Oricum am carne aici pentru încă 5, că poate mai guși și tu pe drum. Păi da... îmi mai zi buzele da, în acel rozier. Dar vreau frumos, nu rămâne nimic din chiftea. Nu, îi pun pe băieți să facă. Vă rog frumos. Copii, că dau la pachet. De astea le mâncăm în timpul emisiunii. Dacă mai apucăm. Dacă nu le mănânci înainte. Ai noroc. Ia o gură de vin, că nu e mare băutare, da? După chifteaua asta... Gigi, e foarte bun vin. Nu e din gustul meu, da. Dar nu contează.
fiindcă n-am mai gustat de mult o combinație de fundament și strugurel, vechii mei prieteni de la Lacrimi și Sfinți, hai să începem să-ți ofer, să-ți dedic. Ce vrei să cânti? Melodia ardelenească m-a dus viața în sus și în jos. Mai mult în jos te-a dus, dar nu contează. Da. Cu susul mai greu. Hai zi! M-a dus viața în sus și în jos, am avut și n-am avut, dar tot omul care am fost, același om sunt. M-a dus viața în sus și în jos, am avut și n-am avut, dar tot omul care am fost, același om sunt. De-aia câteodată beau, mai beau și-o fac late, că la trez mi-i greu, dar nu la toți deodată. De-aia câteodată beau, câte un păcăre, că la trez mi-i greu, dar nu la toți la fel. Hai, maestre! Ținut nasul pe sus, când veneau banii ușor, și la nimeni nu m-am plâns, de-aveam sacul gol. N-am ținut nasul pe sus, când veneau banii ușor, nici la nimeni nu m-am plâns, de-aveam sacul gol. De-aia câteodată beau, mai beau și-o fac late, că la tăști greu, dar nu la toți deodată. De-aia câteodată beau, câte un păhăre, că la tăști greu, dar nu la toți la fel. Hai mai să... Prietenii mei, ca după sufletul meu, la greu nu mor lăsat ei, nu îi las nici eu. Mi-am ales prietenii mei, ca după sufletul meu, la greu nu mor lăsat ei, nu îi las nici eu. De-aia câteodată beau, mai beau și-o fac late, că la trăsmi greu, dar nu la toți deodată. De-aia câteodată beau, câte un păcăre, că la trăști greu, dar nu la toți la fel. De-aia câteodată beau, mai beau și-o fac late, că la trăști greu, dar nu la toți la fel. De-aia câteodată beau, câte un păcăre, că la trăști greu, dar nu la toți la fel. Bravo! Mirabela. Da, ăsta e regal. Da. Da. Știi care e povestea? Că există snobimea asta. Dom'le, n-asculți muzică lăutărească. Bine. Eu am avut o șansă uluitoare. În 1971, după ce am luat primul scriitor, am intrat în scriitor, am venit în București, m-am angajat Fănuț Neagu la Asociația Scriitorilor din București, pe post de portal, că nu exista post liber, dar lucram la Almanahul Literar. Și neavând casă, am locuit la Mugoșea, la o casă de creație. E, acolo era marele magister ale chefurilor, Fănuș Neagu, știi? Care în fiecare săptămână gusta câte o echipă de lăutari din zonă, știi? De la Mugoșea, nu numai de la Mugoșea. Și, dom'le, într-adevăr,
Cheful fără lăutare este ca o mâncare fără sare și fără piper, da? Am ascultat niște cântece pentru că atunci muzica populară mai avea tot soiul de chestii și gubețe cu aluzii la neani, cu bălălău din Scornicești, cu nu știu ce. Adică era societatea civilă se manifestă, care pusese Batista pe țambal, se manifesta în zona lăutărească, știi? Cu tot soiul de ironii, de... Era, mi-amintesc, la inundații, era un cântec... cu să trăiască sinistrații. Ia când tararana ta 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 tararana. Ce ne facem noi țigani, fii atent. Ia. Nu, nu. Da. Fii atent ce text avea. Ușor. Fii atent. Ce ne facem noi țiganii dacă vin americanii? Că ne pușcă cu alice și ne scuipă din service. Adelea n-o scoate francu, că vine rusul cu tancu. Hai da, hai da, dă-i cu banul, te curdea și căpitanul. Să trăiască sinistrații, ca căra haine cu saci. Frigider de două bimă, mureșule când mai bimă. Să trăiască sinistrații, ca căra haine cu saci. Frigider de două bimă, mureșule când mai bimă. Deci, pe toată tragedia aia cu, cu inundațiile din anii 70, mă, românul ăsta deci, cu șarmul lui, a fost un caz de necaz întotdeauna. A fost un caz de necaz, cu ironii, cu autoironii. Să spun un lucru, eu, cum să spun, adolescență, tinerețe, eu mi-am petrecut-o, eu am stat într-un cartier nobil. Poșta Vital! Da. Pardon! Da. Eu stăteam la Poșta Vital. Bine, Poșta Vital strada, acolo erau și vechele case evreiești, mișto. Strada și... Spoitorilor, colț cu vulturilor. Acolo fusese acolo și crucea de piatră, dacă știi. Puțin mai sus. Mai sus, așa, da. Acolo am profesat. Acolo am început la 8 ani. Da? La Casa de Cultură, acum e Șapo, nu știu ce. Așa, da. Și când am început să cânt, eu am cântat, aveam niște vecini, numai lăutari. Toți vecinii de pe strada mea erau deci familii de lăutari. Deci pentru destinul tău de artist a contat eu, foarte tare. Ei mi-au dirijat mie viața. Da, eu ai devenit dependentă de chestia asta. Școală, fugeam de la școală și mă căuta mama, că taică mea era în pușcărie, că l-au băgat ăștia. Da. Și maica mea mă căuta tot cartierul... La început, după aia știa unde mă găsesc. Mă găsesc acolo, la aia, că eu cântam cu ei acolo. Ce cântam eu? Nu știam nimic să cânt. Eram nimeni în drum. Dar acolo mă găsea. Da. Deci eu am învățat această meserie de la lăutari. Da. Eu acolo am învățat. Eu n-am cum să nu iubesc această meserie și am spus-o peste tot. Ți-a pus iar pe după genă aceea, chestia, da. La 18 ani, nu mai știu la cât, la ATN Palas, și cu cine cântam eu acolo? Cu Virginica Ciuciu. Da. Deci toată viața mea a fost oarecum dirijată chiar de lăutari adevărați, de oameni. Cu Silădinicu, care m-a adorat și spunea, hai pitica, hai vino, dă-le clasă. Că numai așa spunea cum? Tata Sile. Dă-le clasă. Dă-le clasă. Mie nu-mi place să zic lucrul ăsta, că nu-i frumos. Că măi, da, pe aici știi... Deci viața mea a fost dirijată și condusă. Mai fraier așa, despre lăutari, dar să ne amintim că cel mai mare compozitor român genial, George Enescu, de la lăutare a învățat. Acolo i-a picat și lui. Capodopera aia lui, care se deschide festivalul, venind de la cântecul ăla lăutăresc, la moară la hârța pârța, un se macină tărâța. Aia, am un leu și vreau să-l beu, la 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 la. Am un leu și vreau să-l beu, la 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 la. Am un leu și
și vreau să-l beau, nici acela nu-i al meu. Tararala, hai, ciucurel, ce ai rămas în pană. Deci asta era, și era la moară, mai încă. La moară, la moară, la hârța, pârța, la la la. La moare, la hârța, pârța, un se macină pe râța. Am un leu și vreau să-l beu. Am un leu și vreau să-l beu. Da. Te rog, în loc de microfon o să-ți pun ochiul. Dar ideea este, capodopera lui, care se bate acum lumea, vine de la un cântec cântat de țiganii din, din zona lui, știi? Este, între timp, din păcate, noi n-am știut ce să facem cu Lăutare. Mor de foame. Sunt acolo tot în zonă, au dispărut unii. Pentru că ei n-au fost angajați, ei au trăit din nunți, din botezi, nu, și n-au avut carte de muncă. N-au... Să știi ori... că nicio, eu mă duc și cânt la petreceri, da? La da, nunți. Da, la... Da, da. Și vreau să spun că nicio, indiferent cât de gomoasă ar fi nunta aia sau petrecerea aia, toți sunt împăiați, așa și cu mutre și fițe, toate se termină cu muzică lăutărească. Toate! Da, și de încep să danseze, încep să iasă la coră. Ipocriți! Dar, din păcate, politica culturală românească e greșită. Păi uite, de exemplu, domnule, Adrian Copilul Minune, care e invidiat de unui, câștigă, nu știu ce, știi că n-a fost niciodată dat la radio? E posibil un fenomen muzical. El nu cântă numai manele. Eu am avut o revelație cu el. El cântă o operă, deci are o voce extraordinară. Cântă chestii nemaipomenite. Îl cunosc pe Adrian, da, de la Pitești. Da. E bine, domnule, nu... nu sunt dați la radio. E considerat, domnule, nu dăm numai asta. El. Da, nu numai el, toată lăutărimea românească. Nu numai, tot ce da, e de vechi. Și de adevărat. În schimb, se poartă un folclor de ăsta mărlăiesc și plicticos. Și pe noi nu se ne dea niciodată, ce, că și Adrian a intrat, da, în rândul dinozaurilor. Gata. Da, da, da. Da. Dacă ai depășit 35 de ani, ești dinozaur. Nu se dau. Oamenii ăștia noi nu se dau. Noi am supraviețuit. Bine, dinozarii au pierit că a fost... Așa ne zic nouă. Da. Bine, dar și eu sunt un soi de dinozar, că noi ne-am da, trăit ești mai bine de o jumătate de viață în comunism. Și? Am supraviețuit. Au fost și perioade extraordinare, și? Au fost și drame. Nu dacă ai știut amănunte să-ți faci viața, da, da, o duceai pentru binișor. Că nimeni n-are o viață cu... care să curgă ușor. Eu știu despre tine, nu vreau să intru în amănunte, că m-am interesat nu de viața ta. Ba, dramatică, da, nu, ai avut o viață personală. Eu public n-am făcut niciodată caz de dramele nu tale, nu? Mie nu-mi plac, asta e viața, da, mea, nu are... Da. Na, publicul nu, bun, trebuie să... Poate scrii un jurnal... Nu scriu. Nu scriu. A, dacă mi-l scrii, da. Dacă îmi folosești viața ta îmi și... Îmi pun viața, da, așa pe tavă, da, ți-o dăruiesc, dar stau ai acolo să văd ce... Ai curajul să spun toate dramele pe care ai trecut? Da. Disputăm. Dacă o scrie Mircea Dinescu, da, am, da, dreptate? Bine. Rămâne ceva și după mine. Da. Păi stai puțin. Dar tu nu crezi că... Tu ai avut câteva capodopere de muzică ușoară. Care a fost succesul tău cel mai mare? Nu, au fost câteva. Că a câteva, fost, ia zi. Noapte de Mai, da, Macedonski, da, cu Marian Nistor. Mulțumesc, iubită mamă, cu Vadim Tudor și cu Marian Nistor. Frunza mea albastră, Ioane Ioane, Te aștept să vii cu Ionel Tudor. Sunt multe. Da. Am ceva. Da. În repertoriu meu am doar 600 de piese. Mama mea, da. Ți-ai scos... Ca cum fac cei tineri acum, au două piese și scot un... cum se cheamă ăla când scot... Best of! Bravo, Marius! Best of, ha! Best avem of! Avem două piese, best of! Din două, una e best. Bun. Totuși, mă gândesc
Există totuși o dramă artistului care îmbătrânește, nu mai e... Dar numai despre asta vorbești. Da. Stai puțin, da. Păi nu da, există bătrânețe. Nu există bătrânețe. Nu știu ce vreau. Într-adevăr, în realitate... M-a nebunit la cap cu bătrânețe. Stai mă, că nu spun... Nu suntem bătrâni. Nu suntem bătrâni. Nu. Suntem maturi. Ne-am maturizat. Ne-am maturizat. Nu, eu nu m-am maturizat încă. A, dacă stau să mă gândesc, că dacă mă maturizam, prietenii mei spun că nici eu. Da, da, da. Nu, dacă te maturizat, ai terminat. Ești mort. Nu, nu. Că artist nu trebuie. Cum zicea Labiș, trăiesc în altă lume decât voi, știi? Că este o altă lume dacă stai singur și când te chinuiești. Când ești singur. Că nu, dar când dar ești singur tot te gândești. Cu lumea. Cum scriu o poezie? Nu e așa, mă așez și scriu azi o poezie. Nu poți să scrii, că nu dictezi. Tu sunt alte, nu știi de unde vine, din ce parte, ce dramă s-a petrecut sau din contră, ce revelație, ce bucurie. E o combinație. E, dar au trecut ani peste noi, ne-am păstrat simțul umorului, ceea ce e foarte important. Asta. Cel mai important. Știi? Să-ți păstrezi simțul umorului, că asta sufletul te ține și în viață. Autoironia, de exemplu. Autoironia, sufletul mai frumos. Mai râzi și de tine, nu numai de alții, știi, până la urmă. Da. Dar înseamnă că ai avut și prieteni. Eu nu știu dacă am avut prieteni, dar cunoștințe nenumărate. Da, interesant ce spui. Deci, prieteni. Așa... Bine, o prietenie este și o povară, că trebuie să o duci prietenia aia. Eu știu să o duc pentru că eu sunt îngrozitor. Îngrozitor, dacă pot spune chestia asta, de loială. Da. Eu merg până la crimă pentru un prieten. Pentru prieten. Da. Îmi dau sufletul. E mare lucru. Și asta a fost tragedia vieții mele. Da. Eu am dat sufletul pentru tot, dar nu mă plâng pentru că îi mulțumesc Dumnezeu. Că el mă iubește și uite, mă ține așa. Pentru că am trecut prin niște perioade cumplite. Da, știu. De sănătate, zic. A, de da? Da. Și uite că Dumnezeu... Dar știi de ce te-ai făcut bine? Tot datorită minții tale. Știi că uneori există în om forța... Că nu te faci bine numai cu medicamente. Asta e o prostie să-ți închipui. No. Când văd oameni, citesc formula A, o revistă e foarte interesantă, cu oameni care spun acolo, domnule, iau de 3 ani de zile 5, 6, 7 medicamente. Am început cu încă 6, nu știu, și tot mă doare. Mă, dacă tu nu știi să-ți... În primul rând că trebuie să renunți la o bună parte din medicamente, când să bagi în tine tot soiul de chestii, te devii ca Tutankhamon, înțelegeți? Nu baci. Hai să spun eu, nu mai zici ce zic alții. Nu, dar... Îți spun eu, acum 4 ani de zile, că ai zis tu dacă am curajul să spun. Da. Hai că spun, că mi-e drag de tine și am vrut să vii la emisiunea ta. A venit prietenul meu care este medicul meu și mi-a zis... Uite, cam așa făcea. Își freca mâinile. Nu știa cum să spună. Eu am făcut niște analize. Nu vroiam să plec în America. Și ca să scap am zis că fac niște investigații. Cucu. Da. Dar vezi că, doamne, doamne, m-a pedepsit. Mă rog, nu m-a pedepsit. Și mi-a zis, cu greu, așa mi-a zis, ce Mira, ai cancer. Și eu ca o față... Ți-a văzut analizele? O față tâmpă de asta, așa. Zic eu, și ce facem? Și într-o lună de zile am fost și operată și ieșită. Nu a fost ușor, dar atunci mi-am cunoscut hora mare de care ziceai tu de prieteni. Te-ai gândit la moarte în clipa aia? Niciodată. Niciodată, eu nu. Am avut o horă imensă. Horă imensă de prieteni. Nu, acum am o horă mică de prieteni și restul foarte multe cunoștințe. Dar eu n-am fost singură niciodată. Bine, știi care e chestia? Dacă ești obsedat de boală și o ții, o duci cu tine, te, nu trebuie boală, să te împrietenești cu boala niciodată. Trebuie să fii normal. Eu într-o zi am avut următoarea revelație. Îmi bătunea ceva în genunchiul și căpătam așa. Ce să iau eu? Ce... Bă, știi ce am făcut? Bă, și m-am și speriat. M-am bătut așa cum mâna. Zic, du-te, dracu, lasă-mă în pace. Că voiam să... Bă, mi-a trecut. Am avut așa puțin. Bă, ce dracu, sunt... Dai seama, că dacă era un frustrat pe lângă... Să fac și la alții așa să le tracă, da. Vorbește cu genunchi. Băi, uite, mă închin. Mă închin că nu glumesc. Bă, nu. M-a lăsat pe loc. Lasă că... Așa ce făceam, luam un pumn de medicamente, începeam să fac grație, aoleo, m-a lăsat picior, nu m-a lăsat. Nu ne gândim la nimic. Du-te, omule. Totul e frumos, știi, viața este prea frumoasă. Abia stai că săracul și avea o chestie, ce fii atent când te doare, ai pe limbă, îți apar niște bube, dar să spui, am o pușchea, zic, am o pușchea, țipă un cur la cățea. Țipă un cur la cățea, tu ducă-se, tu ducă-se. S-a dus. S-a duce, s-a duce, s-a duce.
De acum încolo... Era o chestie de-astea, bătrânești, ridicole dacă te gândești aia. Dar, mă, dacă organismul tău receptează chestia asta și intră în armonie cu spusele tale, să duce, știi, pușcheaua. Suntem foarte tineri, foarte sănătoși, foarte deștepți. Frumoși, deștepți, și de vreme acasă. Da, la mulți ani. Ia, la mulți ani! Curaz, la mulți ani! Cea mai frumoasă piesă pentru îndrăgostiți. Am văzut sute de femei, dar m-am oprit la ochii tăi. Cu un mic sărut copilere, cât am ajuns să te iubesc. Am văzut sute de femei, dar m-am oprit la ochii tăi. Un mic sărut copilere, cât am ajuns să te iubesc. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este femeia ce-o am la masă. E singura ființă care îmi dă putere și alinare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă e Mirabela ce-o am la masă. E singura ființă care îmi dă putere și alinare. Femeia visului meu. Acum sunt un om fericit, mă simt iubit și împlinit. Am lângă mine ce vreau eu, femeia visului meu. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este femeia ce-o am la masă. E singura ființă care îmi dă putere și alinare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă este femeia ce-o am la masă. E singura ființă care îmi dă putere și alinare. Hai, maestru! La acordeon, maestru Viorel Fundament. La chitară, Mihai Strugură. La orgă, Iuță Fundament. Și solo voce, George Strugură. Au trecut ani peste noi și am rămas numai noi doi. Și încă o viață de-aș avea, doar tu vei fi dragostea mea. Și vor mai trece ani și ani, copiii noștri vor fi mari. Și noi la fel ne vom iubi, la fel de mult ca în prima zi. Cea mai frumoasă și mai frumoasă
Ești femeia ce am la masă, ești singura ființă care îmi dă putere și alinare. Cea mai frumoasă și mai frumoasă e Mirabela ce am la masă, ești singura ființă care îmi dă putere și alinare. Ce plăcut da. E să ți se dedice așa. E foarte plăcut. E bine că, prea stat eu vezi, la masă așa. E bine că și să te bucuri. Asta e unul dintre secretele vieții. Să nu îmbătrânești, să nu te acrești. Eu cei mai nefericiți oameni am văzut s-au acrit odată cu eu vârsta. Eu știi cum le zic. Urâtă bătrâneți o să ai. Da, da. Deci, că se simți chestiile astea. Se pare că totul în jur, totul... Băi, nu, bucurați-vă. Da. E și rugăciunea. Bucură-te, Maica Domnului, bucură-te. E o chestie creștină, să te bucuri, altfel... Bucură-te, Marie. Da, da, pe bune, deci e foarte important. Pentru că dacă stai să... Să nu cântați, vă rog eu frumos, să mănânc și un chiftea. Să-ți nu... Că nu-mi place să cânt, să mănânc în fața colegilor. Să-ți numeri, una, nu trebuie să-ți numeri ani, nu trebuie să-ți numeri nenoroci, să-ți faci, știi cum vine aia, să, inventarul nenorocirilor. Cine își face inventarul nenorocirilor e pierdut, știi? Eu nu trăiesc din amintiri, da. Pare rău. Da. Nici bune, da. Nici rele. Da, e mare lucru. E o viață în față, cât o vrea Dumnezeu. Da. Au, dar tu nu ți-ai făcut o școală de... Cine știe să învețe? Eu știu de la are cineva că cineva? Ai succes la copii, știi? Eu să spun o chestie, Mircea. Nimeni nu mai are răbdare să învețe să cânte. Da. Pentru că ei toți învață... Nu! Din ambiție. Hai! Mai ales cu copiii ăștia, știi? Repede. Bătuți la hai, mic, de mici la fund să devină artiști. E ceva mai trist, nu există. Da, dar ei nu învață. Da. Ei nu se duc. Iar, nu, dar lumea nu înțelege că asta ori e vocație, tu nu. Și îi zbutești. Pe vremuri mă invitau ăștia și pe mine în juriu, la mama aia, la asta, să mai fiu în juriu acolo. Nu mai mă invită. Nu? Pentru că eu spun ce gândesc. E sincer. Dar nu ai voie să gândești că ăla e pilalul ăla, că ăla e așa, că e așa, că e frumos, că e... Da, 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 și da, da. Nu mai mă invită. Și ce? Bine, nu e o problemă. Da, da. Nu, n-are răbdare nimeni să cânte. Da, da. Să cânte. Noi am avut o școală extraordinară. Eu am avut profesor pe Marius Seicu. Iertați-mă. Da, da, da. L-am avut pe profesoara Florica Orâscu. Da. Emil Lerescu la teorie muzică, adică am avut niște Marius valori. Marius Seicu mai trăiește, nu? Dar cum să nu trăiască? Da cum? Da. E tânăr și neliniștit. Ia să-l invii la mine la emisiune. Nu cred că vine, că el nu prea iese după ce a murit. Cum? Lui. Da. Nu dar cred că dacă îi dai telefon, o să se simtă onorat și bucuros și prin Skype sau ce. Poate vine. Da, poate să vine. Da. Și iar acum, în perioada asta, e frică foarte tare. E fricos de boală, de asta, știi? Normal. Din păcate, da, mulți oameni și-au schimbat caracterul din pricina spaimei de moarte, știi? Eu nu înțeleg. Eu bagă COVID-ul, când știi că, nu vreau să mă duc. Da, ascultă-mă, și noi ne-am injectat, nu știu, dar nu dau doi bani. Nu, dacă mă invit la emisiune, domnule, nu mă duc, e COVID-ul. Încă o dată, mulți oameni uită că moartea există noi din clipa naștere. Păi ce să ne facem probleme? Da. Nu, dacă știi să nu mori, și asta e. Eu n-aș vrea să mor, recunosc. Eu aș vrea să moștenesc pământul. Da. Eu aș vrea să fiu nemuritoare. Da, da. Poate că ești. O babă de asta în baston, că părul ăla... Îmi place. Și o să zic oameni, uite-o pe aia nemuritoare. Da. Uite-o, vezi? Că aia aș vrea să ajung. Da, da. Eu așa vreau să fiu. Da. Nu vreau să mor. De ce să mor? Da. Na. L-ai cunoscut pe marele cântăreț asta? Uite, așa-ți vrea să mor. Uite, așa-ți vrea să mor. Cu paharul lângă mine, cu lăutarii după mine. Uite, așa-ți vrea să mor. Într-o crâșmă din obor. Să-mi străchind va fi momentul cu vin roșu, testament. Uite, așa-ți vrea să mor. Dinu Mătrescu. Se trage mobeție. Hei, au, eu! De pe mine să fie.
beau, beau, beau. Și după săptămâne, beau, beau, beau. Se mor cu sticla mâine. Nu vreau bușii tediciale, vreau un ceat din urmă cale. Trei cojani lăutani, vreau când să-mi țină locul de dricani. Băi, nu vreau niciun multă tristă, stă-mi cu nasul în batistă. Doi brii, vreau să chefuiască pentru mine o zi. Toată lumea, uite așa-și vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu lăutarii după mine. Uite așa-și vrea să mor, într-o crâșmă din obor. Să-mi scriu cândva fi momentul cu viroșul testament. Uite așa-și vrea să mor. Bine! Uite, acum mă gândeam, trebuia oamenilor să li se facă vaccin Gică Petrescu, știi? Să inventeze unii, mă, de trebuiau din genă. Trebuiau să-și facă ei singuri, da. Dacă n-au realizat cine a fost Gică Petrescu. Să știi că a fost... Câți ani a trăit Gică Petrescu? 95. Ceva, da. 95. Și a cântat până în ultima clipă. Da. Deci e un caz nemaipomenit, știi? Foarte bine. Da. Acolo unde ei ne ascultă. Da. La armată acolo, la CCA. La CCA. La CCA. Dar el nu plătea. Păi nu-i la oia banii. Păi și nu-i normal să nu ia banii? Și că eu mergeam la Capșa, fii atent. Pe vremea comunismului, în anii 70 ceva, rămăseseră încă bătrânii chelneri care serviseră boierii și îi serviseră și pe mari scritori. Ion Barbu, marele poet, matematician, mânca la Capșa și nu numai el, în fine. Și eu eram sărac, dar mă invitau ăștia, Barosani, știi? Romul Munteanu, Fărnușneagu, în fine. Și... ei beau un vin, așa, un vin negru, era cu zmoală și cu păianjen pe sticlă. Vechi. Mâncarea era nimic. Vinul ăla costa imens. Costa, nu știu, dracu, pe vremea vreo 300-400 de lei, așa. Era mult cum ar veni. Acum ar câteva milioane. Și eu am luat un premiu la Uniunii Scriitorilor și aveam o iubită și, bă, hai să mă dau mare, o invit la Capșa, știi? Aveam bani, m-am așezat la masă și bătrânii mă știau că le dusem cărți cu dedicație, că erau cititori, ăștia erau din încă o dată. Zic, mai să dăm și mie vinul ăla, ca să o impresionez pe tipă. Și uite la mine, domnule, cu matale ești poet. Matale n-ai banii ălora care au, fac filme, fac, sunt bogați. Ești poet sărac, eu știau ce mă. Zice, vinul ăla și mi-a spus următorul secret. Zice, vinul ăla, care le vezi cu zmoală, cu păianjeni, noi în fiecare seară păstrăm sticle și turnăm de ăsta, cabernet de ăsta, care este de 10 ori mai ieftin. Ăla este 800, ăsta e 80 de lei. Nu cu siringa, scoteau dopul, băgau vinul la cabernet, puneau iar zmoală, nu știu, și l-aduceau la așa. Și fraiera în păia. Ce ți aduce în cabernet, de la care e același vin, așa, și te costă, nu 800 de lei, ci 80 de lei, da? Păi am zis, mulțumesc, asta este, știi? Deci, amintiri de Capșa. Să te pui toată viața. Tot lăutarii m-au învățat pe mine, de mică, așa, să te pui bine cu ospătarii. Ai, că altfel îți scui pe mâncare. Da, întotdeauna și eu le-am spus prietenilor, eu n-am știut. Bă, fiți drăguți cu... Nu! Fiți drăguți cu... Eu am văzut chestia asta odată la Atene Palace. Da, da. La braserie, mai ții minte că era braseria. Și erau cele mai bune șnițele. Ce bine să mânca asta, ca la Viena. Da. Erau șnițele de vițel. Cele mai bune șnițele. Eu am văzut cu Aurică Andreescu, Dumnezeu să-l odihnească, într-o pauză mamă, a noastră, că noi cântam... La câți ani am murit? 45. Mm-hmm. Noi eram în groapă acolo, cântam acolo la Atene. Unde? Și, jos în... La club, da. Cânta unde și cânta, Gil Dobric acolo. Și unde cânta Virginica. Da. Că noi cântam cu Virginica acolo. La barul de noapte, da. Mm-hmm. Și într-o pauză de asta, eu, nebunia mea pe vremea aia, erau cartofii prăjiți cu mușdei. Mm-hmm. Și ne-am dus cu Aurică în bucătărie. Prin spate, ne-am urcat la bucătărie și... A venit un ospătar ciufut și furios și Doamne, n-am aruncă miese și șnițelul, că nu-i bun ăsta. A treia oară, nu știu ce, zice, las că ți-l fac eu bun.
și a pus parmezan și l-a dus la masă. I-a plăcut. Groznic. Groznic, dar o realitate. Da, eu cu Aurica am văzut. Și de atunci Aurica zice... Fi drăguț. Piticot, că de o reclamă ai piticot, de la el. De la el și Cornel Constantiniu. Piticot, că era bălbăit. Să nu mai superi ospătarii. Uite ce pățești. Deci eu știu chestia asta de mult. Dar o știam dinainte de la muzicanții cu care am cântat eu. Păi, dar și eu am avut acest instinct. Le dădeam la toți câte o carte cu dedicație să fie. Eu n-aveam ce să le dau. Da. Că n-aveam nici bani după ce să beau apă. Dar te admirau. Cum n-aveai? Tu nu câștigai atunci? Vrei să zic cât câștigam noi? Eu niciodată n-am câștigat. Nu, pentru că eu sunt rea de bani. Fuge banul de la mine. Uite așa țin mâinile. Știi? Dar așa să câștigi, mă uit la generația asta acum, bănuți și sponsor și asta. Noi n-am avut așa ceva, nu a existat așa ceva. Iar eu pe vremea aia, mai țineți minte, era... Nu aria, aia era care de trimitea la mare sau nu știu ce. Aveam 145 de lei diurna. Categoria 1 sau cum era atunci? Diurna atestatul. 145 de lei. Da. O friptură și o... Ce friptură, nu? Da. Vorba lui Jean Constantin. Bacardi de 100 și o ciorbă de fasole de 3 lei. Ia cătă moto pentru viața mea. Așa, da, că da. Jean făcea. Și Jean a fost unul din oamenii pe care i-am adorat. Da, bine, era i-am adorat. Genial și ca pentru actor. El avea chestia cu autocritica, cu autoironia, da, da. Cu toate. El făcea un mișto, cel mai mare mișto îl făcea de el. Da. Și era și o formă să te salvezi, că nu era nicinal, nici frunze. Am făcut niște era fermecător, fermecător. Genialoid ca artist. Am făcut niște turnee cu el în străinătate și cu Bibu. Adică eu am el și cânta, nu? Ei, așa, bine, cum cântau actorii. Da, da, cânta bine, cum da. Cânta și Stella perfect. Da, da, tocmai da. Și el avea o chestie ca să fiu drăguță și asta pleca în piață în fiecare dimineață, apropo de piață cu tine, și mi-aducea gulic. Eu sunt nebunită după gulic cu sare, da. Și mi-aducea gulic. Cu ulei, pui și puțin ulei. Da, da. Era o... Iar când ne și ridiche, mie îmi place ridichea cu ulei de ăsta de la cetate, sori la rece și cu sare, mama mea. Păi tot timpul în autocar când ne urcam să plecăm mai departe, unde plecam noi să cântrălim prin Germania, ne urcam și eu cu partenera ridichea lui, neagră, vorbesc de ridichea cu Ortița Chirilă, care era partenera lui de scenă, ne urcam și era de o bunătate și o generozitate ce n-ați văzut pe planeta asta un om ca ăsta. Și ne urcam și eu făceam cu ochiul cu Ortița și spuneam, Ortițo, hai, că l-are pe el. Și zice, deși mie o marcă. Și țipa la impresarul nostru, la Bebe, micul soțul Mariei Dragomirului. Bebe, ia și gâncile astea de aici. Ia romancele. Ia romancele de aici. Vai, noi am avut, eu am niște amintiri cu oamenii. Așa că fă contract cu mine să, nu, că nu vreau bani. Nu vreau nimic, că nu eu n-am cu. Să-mi scrii cartea. Uite că rămân cu ceva în viață. Da, hai că vin și te... Ia gândește-te! Te înregistrezi și după aia o lucrez, eu o fac... Normal. Da. N-ar fi hai rău. Hai că mă gândesc. Da. Am o arhivă în pod. Da? Ce ți-ai... Ai semnat? Nu, n-ai jurnal. Da, ce am nebunit? N-ai în cap. Ce jurnal? N-am eu jurnal. Păi ce-mi fac necrolog? Da, da, da. Scrii după. Să scrie alții după, după mine. După ce mori, îți faci și necrolog. Nu fac niciun necrolog. Mirabela, o să scriu o dedicație pe o carte. Anul ăsta o să... Fiindcă am scris săptămânal o poezie, o să scot la sfârșitul anului o carte de versuri nouă. Dar dau... E una mai dramatică. Se cheamă Colierul din bomboane de colivă. Dar să știți că o poezie mai ironică așa și simpatică. Deci, Mirabela Daur, cu veche dragoste și neadormită mită admirație, da? Recit o poezie care se cheamă Fabulă despre aritmetica sărăcii. E dedicată sculptorului Buculei. Mergeam o dată la cetate cu mașina și ce fii atent, un măgar cu 5 picioare, ai văzut vreodată? și atunci am scris această poezie. Cine inventata oare scaunul cu 3 picioare? Nunta fără lăutar și cotiga cu un măgar. Toate astea să se știe numai din economie.
cine alt român săracul, rău certat cu cozonacul, frate bun cu mămăliga, că nu lasă atâtica. Bine zisești, nenișoare, care cam visez la brânză, cine inventata însă un măgar cu cinci picioare? Așa. Deci, am râs puțin, ia zice și voi să o terminăm pe veselie. Spuneți, apropo de cozonac, cine a inventat cozonacul? La Boromir, prietenul. Îți fac cadou și cozonacul ăsta. Așa, mă! Cine așa, nu lăsa, ia-uzi una, ia-uzi două. Frânzulise și susai, și-a luat soacră mea, și-a luat cai, și-a luat căruțe, și umblă pe potecuțe. Frânzulise și susai, și-a luat soacră mea, și-a luat cai, și-a luat căruțe, și umblă pe potecuțe. Se distrează soacră mea. Păi tii, stai, căruțe cu cai. Așa, mă! Orchestra de la Lacrimi și Sfinți, Maestru Viorel Fundament, Mihai Strugurel, Iliuțe Fundament, la orgă și George Strugurel. Am avut și eu un socru și-a murit bate-l norocul. Soacră mea de bucurie s-a înțepat la meserie. Am avut și eu un socru și-a murit bate-l norocul. Soacră mea de bucurie s-a distrat la meserie. Și-ai-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Se distrează soacră mea. Și-ai-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Păi tii, stai, căruțe cu cai, așa, mă! Bine, maestre! Maestru Viorel Fundament! Prietenii cu domnul Dinescu, să trăiască! Așa, mă! S-a distrat, că s-a distrat, și-a sărăit, s-a înfundat, că a umblat pe multe uși și-a resoacra pe beluși. Și-a sără mi-am pus de gând să prind soacra și sotul, sotul și sora din cap, că-și pentru ea multe drag. Și-ai-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Se distrează soacră mea. Și-ai-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Păi tii, stai, căruță-i cu cai. Și-ai-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Se distrează soacră mea. Și-ai-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Păi tii, stai, căruță-i cu cai. La mulți ani! Mă rog, la mulți ani! Acest